Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Oneștiul, un mare șantier. Eroul Gheorghe Turturică se întoarce acasă. Avalanșa de premii 1 și distinții. Cenegriștii triumfă. Oneștiul s-a transformat într-un mare șantier și asta se datorează proiectelor numeroase și consistente care au fost atrase în municipiu. Despre toate acestea ne-a detaliat primarul Oneștiului în cadrul emisiunii 24 de ore. Am înțeles. Anul ăsta estimez că tot undeva la vreo aproximativ 2 milioane jumătate va fi din nou plus valoare pentru Onești din aceste lucrări. Da, suntem un pic în întârziere, calea Ajutului ar trebui reparată cât mai repede, mai sunt multe zone de drumuri care ar trebui reparate, dar le facem printre turnările către reparațiile pentru rețelele de canalizare, le îmbinăm cu reparațiile. Eu vă spun că pentru a termina de asfaltat calea Mărășești, reparația toată, Buciumului, varianta Libertății, Victor Babeș, intrările din Libertății către Incinte, ne trebuiesc 12 zile cu căldură. Atât? 12 zile, sternăm ora. Ce ține de ora? De asta sunteți așa relaxat? Între timp am început decopertarea de ieri, au intrat ceva mai în forță constructorii în cartierul TCR. În cartierul TCR este o situație aparte. Oamenii sunt nemulțumiți de disconfort, dar disconfortul ăsta s-a întins atât de mult și din cauza celor din TCR. Am spus-o și o mai spun și repet ori de câte ori se ivește ocazia și mi-asum acest lucru. Când s-a făcut proiectul, nu eram eu primar, dar nu învinovățesc pe nimeni. S-au luat extrase de la cartea funciară, s-au văzut că terenurile sunt goale și ale primăriei, nu figura nimic pe ele. Corect. S-au făcut proiectele și când au ajuns în teren s-au trezit cu tot felul de construcții, tot felul de curți, fiecare s-a împroprietărit după bunul plac și asta, bine, nu i s-a întâmplat ieri, asta se întâmplă de 50 de ani, de când există TCR-ul. Așa este. Raja și constructorul ar fi fost în situația de a cere demolarea totală imobililor, dar asta ar fi durat, ar fi urmat un proces lung. Corect. Care ar fi riscat să ducă din nou la neterminarea lucrărilor în termen și pierderea finanțării sau reproiectarea, astfel încât să se ocolească tot ce este și deși procesul este mult mai greu și mult mai costisitor pentru constructori și l-au asumat, l-au înțeles, mergeți în TCR să vedeți cum se sapă la hârleț printre toate construcțiile și toate. Ala ar fi trebuit să intre, dacă era terenul gol, așa cum există, cum figurează în acte, intrau cu excavatorul în câteva zile să săpau toate șanțurile. Corect. Să mergeți să vedeți cum sapă oamenii la hârleți, prin bucătării, sparg gresia, toate acareturile. Pe sub căzile oamenii, nu comentăm. Bun, asta e unde oamenii au înțeles și au fost de acord. Nu spunem situații în care zice, curtea mea, nu vă dă voie să intrați. Deu trebuie să fie nevoie de intervenția poliției, să intrăm pe domeniul public. Adică situația în TCR este atipică și sunt cumva justificate întârzierile, nu doar de întârzierea materialelor, ci și de situația în fapt care au descoperit-o în constructorii în teren. Dar cu toate acestea s-a intrat deja pe decopertări, se va asfalta tot. Eu zic că în maxim 2 luni TCR-ul va arăta ca la carte, ca coada. Oamenii ne-au semnalat și faptul că mult timp, de exemplu aici pe Libertății sau multe alte zone, au fost lăsate, bine, semnalizate gropile și așa mai departe, dar nu s-a astupat. Sau unde s-a astupat de 2 ori, s-a mai săpat a 3 oară și așa mai departe. Dau exemplu cartierului Dallas, zona Aicuza din Dallas, unde într-adevăr s-au săpat de mai multe ori. De nenumărate. Bun.
Începem cu acolo sunt două situații. În primul rând, când s-a săpat prima dată, cu un an în urmă se băgase o conductă de gaze în vecinătatea conductei de apă care s-a băgat acum, constructorul a venit, a tăiat, a săpat și s-a surpat malul, fără să știe că pământul e încă moale de la... nu e total fost, așezat. Da. Când au văzut că se surpă, neștiind ce problemă întâmpină, au împins tot pământul înapoi de frică să nu se întâmple vreo nenorocire. După care au venit cu panouri de rigidizare, da, și s-au apucat de resăpat. Că au astupat și s-a lăsat, este consecința tot înțelegerii constructorului pentru a încerca să creeze un cât mai puțin disconfort. Dacă vă amintiți, anul trecut, în martie, era o întreagă nemulțumire și discuții pe tema șanțurile de pe Bulevardul Republicii. La momentul ăla, soluția era beton. 28 de zile, se toarnă beton și se lasă 28 de zile. Am chemat reprezentanții Raja, ne-am așezat la masă cu proiectant, cu diriginți de șantier și nu se poate să închidem drumuri 28 de zile. Corect. Este cu totul anormal. Bun, asta e așa câștigat licitația, așa a fost caietul de sarcini cu 28 de zile. Dar, din nou, am găsit înțelegere la constructor cu riscul de a avea costuri mai mari prin refaceri repetate tot pe banii constructorului să meargă pe balast stabilizat, după care asfalt, în loc de beton, balast stabilizat. Și ăla ar fi trebuit lăsat o zi, două, măcar să se așeze. De multe ori am găsit înțelegere și azi l-a turnat, a doua zi dimineața am pus asfalt peste, cu riscul să se mai lese în unele locuri. Și, într-adevăr, zona Aicuza, unde trec tiruri de mare tonaj, pentru constructorul care a realizat zona respectivă, a fost o gaură neagră a Icuza. Vă spun că nimeni nu și-ar fi dorit să repare și să toarne asfalt, că ei de câte ori repară, o repare pe costurile lor, iar asfaltul plătesc din nou la DPP. De câte ori toarnă, asfaltul nu are garanție. Pe cheltuiala lor, ori de câte ori toarnă, plătesc din nou betoane, tot ce este, plus asfalt către DPP să-l toarne. Pentru că noi nu asigurăm garanție. DPP-ul nu asigură garanție decât dacă sare asfaltul, nu dacă se lasă. Pentru că stratul suport îl pregătește constructorul. Corect, am înțeles. Și riscul rămâne total la constructor. Noi nu avem probleme cu garanție. De câte ori turnăm asfalt în același loc, de atâtea ori oneștiul are profit și câștigă. Se înțeleg că, pe de o parte, în toată situația asta negativă, e și o parte bună. E o parte bună pentru comunitate și o parte neagră pentru constructor care și-a asumat acest risc. Și are cu adevărat pierderi mari din refacerile respective. Ei au 3 ani garanție. Ori dacă în 3 ani se lasă, vin și repară ori de câte ori pe aceeași, pe aceiași bani. Ca pe să banii zic care i-a luat când a construit. Am înțeles. Un alt aspect care ne-a fost semnalat, domnule primar, se referă la faptul că și-au luat liber, ca să zicem așa, cu 2 săptămâni înainte de Paștele Catolic. A fost Paștele Catolic, Paștele Ortodox, la 2 săptămâni după. Eu nu știu să-și fi luat liber. Liber între ghilimele, asta au văzut oamenii. Da, bun, dacă a plouat, că au fost niște perioade mai nasoane, mai reci. Când au dat frigul, atunci la un moment dat s-a întors iarna, așa și a fost o perioadă grea. Dar eu vă spun că cel puțin de Paștele Ortodox au lucrat până joi și miercuri au venit din nou la treabă. Ba chiar m-am supărat un pic când au lucrat vineri, că noi DPP-ul am lucrat vineri și am lucrat și marți. Am înțeles. Oamenii de la societatea primăriei, societate în subordinea Consiliului Local, au înțeles și au venit și în zilele în care ar fi trebuit să fie liber. Să fie cumva liber, dar dacă ați văzut sâmbătă trecută nu s-a lucrat, că erau extrem de obosiți oamenii, turnaseră cu o zi înainte, făcuseră reparația de peteilor, toată reparația s-a făcut la greblă, fiind foarte îngustă șuvița, da. Nu s-a putut turna cu repartitorul și s-a făcut, așa cum în limbajul specific, s-a făcut la greblă, să întinzi câteva zeci de tone la 160 de grade să stai cu capul aplecat, e extrem de dificil și n-am mai putut reuși să-i convingem pe oameni să vină și sâmbătă. Cu toate că cu sâmbătă înainte au înțeles și
necesitatea și au venit și pe sâmbătă și pe 1 mai, când toată lumea era la mare și sărbătorea, oamenii de la DPP munceau. Și să știți că nu doar motivația, că nu motivația financiară îi aduce la treabă, ci mai mult felul în care li se vorbește, sunt respectați, sunt rugați, sunt... Adică se vorbește altfel, abordarea. Eu zic că abordarea contează foarte mult în relația cu oamenii, că motivare financiară mai greu. Am înțeles. Un alt motiv pentru care, să zicem, am zis că sunt șantiere, nu sunt doar lucrările pe care le implementează Raja, sunt și faptul că se asfaltează, s-a decopertat în anumite zone, se înlocuiesc și pavele, pun pavele, de fapt, ca să mă exprim corect. Da, se reabilitează zonele pietonale. Adică se lucrează pe mai multe fronturi, asta vreau să zic. Acum avem 4 șantiere deschise în zona de sus a orașului. În perioada imediat următoare vom măsura tot ce a mai rămas. Eu aș vrea până la sfârșitul anului să facem și restul zonelor, să dăm drumul la achiziții, să facem și nu doar zona de sus, ci și zona Cortal ce a mai rămas. Resturi de străduțe, capete de străduțe, ce mai e pe Rosete, pe Cașinului, pe Liliacului, Muncii și zona de jos, partea stângă din zona de jos a orașului, ce nu este făcut, partea cu Buciumului, Armoniei, străduțele interioare, partea exterioară este făcută. Eu cred, am credința că vom reuși să facem anul ăsta cam tot orașul, să terminăm cu ce înseamnă zone pietonale. Ceea ce s-a făcut în acești ani, cu siguranță... Se schimbă fața Oneștiului. Eroul Gheorghe Turturică se întoarce acasă. O revenire emoționantă în comuna Gura Văii, reînhumare istorică. Locuitorii comunei Gura Văii primesc cu bucurie și emoție vestea că eroul lor, sublocotenent Gheorghe Turturică, se va întoarce pe meleagurile natale. După o lungă și dificilă procedură de deshumare, sublocotenentul Gheorghe Turturică, care a pierit la Ilieni, satul Dobolii de Jos, lângă Sfântul Gheorghe, se pregătește să revină în mijlocul comunității care îl consideră un adevărat erou. Această inițiativă deosebită a fost demarată acum 2 ani, dar a întâmpinat numeroase obstacole și provocări. Cu toate acestea, primarul comunei Gura Văii, Silviu Tinei, nu s-a lăsat descurajat și a continuat procedurile necesare. A început lucrul în forță, ca să zic așa, la deshumarea eroului Gheorghe Turturică. Da, deci la rugămintea domnului primar din comuna Gura Văii, domnul Silviu Tinei, s-a apelat la echipa noastră de specialiști, care oricum suntem recunoscuți în țară pentru lucrări, nu numai pe probleme de morți de război. Și astăzi am început verificările în teren. Însă nu suntem siguri că militarul cel căutat, sublocotenentul Gheorghe Turturică, este chiar pe amplasamentul care e indicat de către crucea pusă la căpătăi. Este cunoscut faptul că mormântul a fost, adică cimitirul ăsta în care ne aflăm, a fost amenajat de către așezământul pentru cultul eroilor Regina Maria în perioada august 45 mai 46. Nu se știe dacă mormintele au avut cruci individuale de lemn în prima fază după înhumare și ulterior când s-a amenajat cimitirul au fost schimbate cu cruci de ciment turnat. Mărturile locale spun că s-au făcut șanțuri lungi unde s-au aruncat de-a valma militari aduși cu căruța. Cum era atunci? Zona frontului a fost între Doboli și Ilieni. Sunt victime atât de naționalitate română, cât și nemți, cât și unguri și există un singur mormânt care aparține unui etnic armean. Sunt 106 morminte marcate cu cruci în acest cimitir, dintre care 84 sunt românești. Din toată experiența pe care o aveți, și mă scuzați că vă întrerup și rug gândurilor, din toată experiența pe care o aveți, s-au mai făcut deshumări pentru a aduce acasă eroii? Eu nu cunosc ca în țară, din câte știu și din experiența care o am, pentru a strămuta un mormânt de militar român, din localitatea în care a murit, în localitatea natală, eu nu cunosc să fi făcut până acum.
pentru morminte ungurești și morminte germane, de militari germani și unguri, știu că s-au făcut asemenea acțiuni din inițiativa statelor respective, Germania și Ungaria. Dar român nu? Nu cunosc, nu știu. Nu este știu o premieră, ce, cu alte cuvinte. Da, și laud, pentru dumneavoastră. Laud gestul domnului primar din Gura Văi pentru inițiativa asta, să-și aducă un erou să strămute pe locurile natale. O dificultate suplimentară a fost dată de faptul că acest demers reprezintă o premieră în județul Bacău și chiar în întreaga Românie, nemaifiind efectuată o astfel de descumare și reînhumare pentru un erou național român. Domnule primar, suntem la Ilieni și a început procedura de descumare a eroului care în scurt timp va ajunge acasă. Așa este, o muncă de 2 ani de zile. Am început demersurile în mai 2021. O luptă anevoioasă cu birocrația, cu sistemul. Dar iată că am reușit să începem operațiunile de desfumare ale osemintelor și începerea procedurilor de repatriere către satul natal Motocești. Când ați început această procedură, vă gândeați că va fi atât de anevoios? Nu m-am gândit niciodată că în astfel de momente, în astfel de evenimente, ești lăsat oarecum pe cont propriu, nimeni nu știe cum se face, toți își dau cu părerea, dar când e cineva să te ajute concret cu ceva, toți se dau la o parte. Am avut în schimb, zic eu, un aliat de nădejde, pe chiar pe domnul primar din comuna Ilieni, care s-a arătat extrem de deschis și receptiv la acest eveniment și îi mulțumesc pe această cale. Cu sprijinul dumnealui, iată că începem procedurile mult promise. La noi, la Gura Văi, fiecare administrație locală care a câștigat un mandat și a construit campania prin această promisiune că sublocotenentul erou Turturică Gheorghe se va întoarce acasă în satul natal Motocești. Se va întoarce pe timpul administrației pe care o conduc și va fi înhumat cu onorurile cuvenite acasă. Procedura sau instituțiile care v-au avizat toată acest proces, cum au fost și cum au reacționat? Pentru că până la urmă, din câte știu eu și poate dumneavoastră știți mai bine, nu este un eveniment care se întâmplă destul de des, poate chiar de ce nu o premieră? Este o premieră în România, vă asigur de acest lucru. Nu s-a mai întâmplat un asemenea eveniment în care o administrație locală să se implice să-și aducă acasă poate singurul erou recunoscut la nivel național și decorat de regele Mihai. Instituțiile au fost extrem de rigide, ca să spun așa, să nu folosesc un alt termen, extrem de, vă spun, scumpe și zgârcite cu informațiile. Probabil nici ele nu știau procedurile ad literam. A trebuit să le studiem noi, a trebuit să studiem manualul strămutării osemintelor de război, care nu e un manual extrem de ușor. A trebuit să găsim o echipă de arheologi autorizați ai Ministerul Culturilor și Cultelor. Și disponibil. Și disponibil pentru așa ceva. Iată că aveți în spatele meu o echipă de oameni diverși, din Cluj, din Aiud, din Alba Iulia, care împreună, dintr-o pasiune, vin și ne ajută să îndeplinim o promisiune a administrației pe care o conduc și o dorință a cetățenilor din comuna Gura Văi. După obținerea autorizațiilor necesare, primarul Silviu Tinai a luat legătura cu primarul de Ilieni și l-a informat despre intenția sa. Acesta a contactat o echipă de arheologi disponibil să conducă procedura. Astfel, luni 15 mai, echipa de arheologi condusă de Gheorghe Petrov a început săpăturile. După aproximativ 2 ore au fost descoperite primele rămășițe ale eroului Turturică, care fusese înmormântat cu onoruri militare de către camarazii săi în urmă cu 79 de ani. Pământul care l-a îmbrăcat pe eroul Turturică timp de atâta vreme a fost dat deoparte în pregătirea revenirii sale acasă. Ziua următoare, marți, 16 mai, a avut loc o slujbă religioasă în memoria tânărului curajos, care la doar 28 de ani a avut curajul să oprească înaintarea unui tank cu o simplă grenadă în mână. Avalanșa de premii întâi și distincții, cenegriștii triumfă. Rezultate extraordinare pentru cenegriști la concursul interjudețean de teatru English on Stage. Cenegriștii au obținut rezultate de excepție sâmbătă 13 mai la concursul interjudețean de teatru în limba engleză English on Stage, ce a avut loc la Iași. Din cele 7 numere pe care le-au prezentat, numai puțin de 6 au obținut premiul întâi, alături de distincții pentru interpretare, scenariu și costume. La monolog, Mihai Carina Ioana, clasa 5, a obținut premiul întâi, profesor coordonator
coordonator Marian Cârcel. Piri Eduard Andrei, clasa a 5-a, premiul 1 coordonator profesor Marian Cârcel. La secțiunea scenetă a obținut premiul 1 Dobre Ioana Andreea, tot Sabina Raisa, Irimia Maria Florans, botezatul Maria Alesia, Alexa Marisa Lucia și premiul special pentru scenariu original și costume profesor coordonator Diana Maria Amirei și Marian Cârcel. Ioancea Sara Ilaria, Uglea Estera, Moraru Vlad Andrei, Ioniță Maria Teodora, Modoranu Ana Elvira, Ionașcu Alexandru Ștefan, Apetrei Ana Maria, Mușat Bogdan Florin, Bobescu Ioana Cătălina, clasa 6-a, premiul al 3-lea, premiul special pentru scenariu original, profesor coordonator Diana Maria Amirei și Marian Cârcel, Borșa Ilinca, Munteanu Maria Alexandra, Chelaru Rebecca Andreea, Șerban Maria Cristiana, Șchiopu Iulia Rebecca, Jugaru Maria, Alexe Giulia Renata, clasa 7-a, premiul 1 pentru Innocence and All That, premiu pentru scenariu original și costume, profesor coordonator Diana Bejan și Marian Cârcel, Fragă Iulia Sofia, Breabăn Ibianca Ioana, Pricop Veronica Ilaria, Docan Denisa Ionela, Cazimir Rareș Nicușor, Mocanu Daniel Alexandru, Chitcoace Alexandru, clasa 9-a, premiul 1, profesor coordonator Marian Cârcel, Moraru Andreea Ștefania, Doneara Luca Panțăru Mai Andreea, Zaharia Adelina Paula, Pexeli Mari, Dumbravă Codrin Mihai, Poșta Alice Georgiana, Lăcătuș Marco, Ursu Bianca Maria, Canelos Mario, Adrian, clasa 10-a, premiul 1 și premiul special pentru scenariu original și interpretare feminină, Moraru Andreea, profesor coordonator Marian Cârcel. Felicitări tuturor participanților, dar și profesorilor coordonator. Rezultatele lor extraordinare reprezintă recunoașterea eforturilor susținute, a creativității și disciplinei pe care le-au demonstrat. Adolescent de 17 ani acuzat de jaf în Bacău. Polițiștii din Bacău au fost sesizați de către un tânăr de 17 ani de faptul că în dimineața aceleiași zile ar fi fost acostat de un tânăr care, sub amenințarea unui obiect înțepător, l-ar fi deposedat de un telefon mobil. Polițiștii au început imediat cercetările în acest caz și au stabilit că pe 11 mai în jurul orei 8, tânărul se deplasa pe strada Mioriței din municipiul Bacău, când la un moment dat din spatele său s-ar fi apropiat o persoană necunoscută, care l-ar fi deposedat de un telefon mobil sub amenințarea unui obiect înțepător. Ca urmare a activităților operative efectuate, a fost identificat un localnic de 17 ani bănuit de comiterea faptei. Asupra tânărului, polițiștii au găsit obiectul sustras pe care urmează să-l restituie păgubitului. A fost reținut pentru 24 de ore și introdus în arestul IPJ Bacău. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 18 mai, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei nu trece de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Vineri, 19 mai, cerul va fi parțial înnorat, pe alocuri ne va zâmbi soarele. Mercurul în termometre urcă până la valori de 23 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.